Campania electorală a debutat azi noapte, iar în data de 2 noiembrie, alegătorii sunt așteptați la urne. Pentru a-și putea exprima dreptul de vot, cetățenii trebuie să aibă acte de identitate valabile, iar reprezentanții de la Evidența Populației ne spun care sunt procedurile. În această perioadă electorală îi așteptăm pe toți cetățenii orașului Petrila pentru a se prezenta cât mai scurt la sediul serviciului nostru, în primul rând cu documentele personale pentru cei care au actele de identitate pierdute, nu numai expirate. Trebuie să aibă un document cu fotografie, datele de stare civilă, adică certificatele de stare civilă de naștere, de căsătorie, după caz, pentru cei care au copii, certificatele de naștere ale copiilor până la vârsta de 14 ani. Pentru cei care sunt divorțați, le trebuie sentința de divorț. Eliberarea actului de identitate durează o săptămână. În cazuri extreme, se pot elibera și buletine provizorii. Pentru cei care nu au toate documentele în vederea eliberării actului de identitate. În cadrul serviciului nostru nu au fost probleme, toți lucrătorii serviciului sunt amabili. În cazul în care vin cetățenii la ghișeul nostru, se pot documenta și din avizier, avem și fluturași informativi. Există și pe site-ul primăriei toate documentele necesare. Considerăm că avem o colaborare bună între noi ca funcționari și cetățenii orașului. Îi așteptăm pe toți cu drag să-i punem în legalitate. Costul producerii și eliberării cărții de identitate este de 12 lei.